Alex este într-un loc unde se mănâncă și se bea. Hai să vedem cu ce propuneri venim la sfârșit de săptămână, mai ales că nouă, mai nou, nu ne mai plac supermarketurile alea mari, ne plac băcăniile. Să mai întrebăm, să ne mai explice cineva ceva, să aflăm sursa. Bună dimineața, Alex! Neața, Dani, și nu este bine așa? Eu așa simt. Am fost în Cismigiu mai devreme că ne aflăm aici prin zonă, am alergat, m-am înviorat și am zis că trebuie să mănânc ceva sănătos și bun, de aceea am venit la noua mea prietenă, că v-am spus săptămâna asta am fost pe prieten noi, Mădălina. Neața! Neața! Ia spune-mi tu, știu că ai emoție, mi-ai spus, dar trebuie să te relaxezi, spune-mi tu cu ce ne aștepți astăzi, care este vibe-ul la voi aici? Uite, așa cum ai zis și tu, suntem în Cismigiu și după cum știți, Cismigiul este denumit cartierul creativ și este plin de tineri voioși, așa că pentru ei am amenajat spațiul acesta frumos și plin de energie bună și am adus multe produse proaspete și... Pe gustul tuturor. Și e important că luați energia de la tineri, dar și dați de la voi. Un schimb foarte plăcut, mai ales că aveți și liceul ăsta lângă, adică vorbim lucruri serioase, nu așa? Acum sunt curios să vedem cine a pregătit cel care face lucruri magice în bucătărie, Iman, șeful fără limite. Neața, Iman, ce neața, faci? Neața, bine. Bun, v-am pregătit aici. Aici avem somon wrap cu salată fresh. Aici avem omletă cu legume. Omlet de fromaj, cum ar spune francezul. Da, omletă cu legume, și tot normal cu salate. Că am văzut că da, totul e pe sănătos, așa, pe lângă omleta asta care arată foarte bine. Avem și salățica să completăm, ca să nu comenteze nimeni nimic, că nu exact, este fresh. Exact, așa? Tocmai asta a fost ideea. Aici avem guacamole cu ou pe pâine prăjită. Guacamole având bucățele de roșii, nu? Da. Și ce mai e aici? Aici avocado, ceapă, mărunțită. Asta cu ceapa, cred că pentru unii s-ar putea să creeze probleme fiind dimineața, da, din punct de vedere al intențiilor pe care le pot avea pe timpul zilei. Corect. Dar din punct de vedere al sănătății este foarte ce trebuie. Și mie îmi place ceapă. Bă, și mie îmi place ceapa. Îmi place mai ceapa. Ales, nu știu, aș cum e la ceapa la orice. Nu știu cum e la tine în țară, dar la noi cu slană, coțuiculiță dimineața, să știi că e foarte bine. La slană mai puțin. Dar revenim la bistro, că da, suntem pe eleganță, da, în această dimineață. Bun. Avem și deserturi. Spune-mi, te rog, cine ai pregătit din punctul ăsta de vedere? Aici avem waffle cu ciocolată și cu fructe. Băi, normal, dacă avem ciocolată și această, cumva, un fel de... pancake, dar nu da, pe waffle, cum ai spus, exact. Avem și fructele, ca să nu comenteze nimeni, și cel mai sănătos dessert. Aici avem cel mai sănătos. Oricum tot e sănătos, dar asta mai puțin... Mai puține calorii. Exact. Iaurt cu ovăz, cu fructe. Pentru cei care vor să se întoarcă la alergare în parc, așa cum cred că o să fac eu, dacă mai împrim până la următorul live. Avem și băuturici fresh. Fresh-uri din fructe proaspete, smoothie-uri, ceaiuri, cafeaua de specialitate. Hai să încălzim, Mădălina, mulțumim tare mult, draga mea. Iuman, felicitări pentru ce faci. Mulțumim. Vă dorim o zi energică și rămâneți cu noi, că mai am surprize puțin mai târziu. La revedere! La revedere! Alex n-a terminat școala noastră de televiziune, altfel ar fi știut că invitatul nu pune mâna sub nicio formă pe microfon și reporterul pe invitat. Da, 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 așa e, așa e, ai copil mic acasă, mai uiți. E, o să-ți aduci dumneata aminte în fix 2 ore. Mulțumim tare mult că ne-ați făcut un pic de poftă.